Salutare, prieteni! Multă lume nu ține minte, dar la începuturile acestui canal, telefoanele de la Motorola își făceau tare des apariția în videouri. Nu doar că aveau telefoane bune, dar chiar deosebite. Mai ține minte cineva, de exemplu, Moto Z-ul, telefonul ăla de 5 mm grosime, de care puteai agăța diferite accesorii, proiectoare, obiective, ceva uimitor chiar și în prezent. Sau Moto X Force-ul ăla cu ecran indestructibil. Ca să nu mai vorbesc de faptul că și până în ziua de azi, cel mai frumos telefon din punctul meu de vedere, hai să zic, cel care va rămâne pentru totdeauna în memoria mea, este Moto X-ul cu spate din piele naturală. Un design, o formă cum n-am mai întâlnit după. Caut de ani buni să găsesc vreun exemplar întreg și încă nu mi-a reușit. Dar, lăsând nostalgia la o parte, nimeni din producătorii actuali nu mai este atât de curajos. Toți cumva s-au plafonat și se concentrează să ne ofere device-uri cât mai bune la prețuri cât mai accesibile. Și totuși, în limitele situației din prezent, mai iese câte unul care și arată un pic mai diferit și este suspect de accesibil. Asta este noul Moto G84 și sunt foarte multe chestii într-adevăr deosebite la smartphone-ul ăsta. Legea nescrisă spune că în fiecare an există măcar un model care se poziționează foarte agresiv cu prețurile într-o piață și așa aglomerată. Pentru, evident, pentru a se face văzut. Acest Moto G84, de exemplu, este un smartphone de 300 de euro. Buget care, hai să fim sinceri, în realitățile noastre poate fi considerat într-adevăr accesibil. La banii ăștia ai și display OLED cu 120 de Hz, 12 GB de RAM, 256 de memorie internă, pe deasupra și slot microSD, până și mini jack, husă, încărcător de 33W, toate astea le primești din cutie. Deci, o combinație foarte decentă. Iar la exterior, ăsta cu siguranță nu arată smartphone ieftin. Îmi plac modelele care încearcă să iasă în evidență, dar nu într-o manieră caragioasă. Avem un spate din piele vegană care îmi aduce aminte cu nostalgie de Moto X-ul meu. Asta din start oferă o senzație diferită față de oricare alt concurent. Culoarea, după cum vedeți, este și ea una mai diferită, un Viva Magenta, deci Motorola a făcut un parteneriat cu Pantone. Toate nuanțele sunt alese în conformitate cu Institutul de Culori, așa, un nice touch. În realitate arată și mai tare, iese cumva în evidență. O chestie care m-a surprins a fost grosimea. De obicei, producătorii lasă designurile suple pentru bugete mai grase, în astea ieftine bagă baterii marile în groașă. G84 este surprinzător de subțire la numai 7,6 mm, altul, la fel de subțire, de banii ăștia, nu cred că găsești. Este la nivel cu Galaxy S23, e chiar mai subțire decât un iPhone 15. Evident, la materiale nici nu se discută. Avem plastic, destul de bine mascat, însă când le adunăm pe toate la un loc, adică grosimea, forma ușor pătrățită, spatele din piele, te alegi cu un smartphone foarte comod, plăcut și frumușel. Nu știu, eu unul nu i-aș pune husă. Și pe lângă toate, mai are și protecție IP54. În apă nu-l scalzi, dar măcar de ceva strop este protejat. La display, pentru bănuții ăștia, primim un panel OLED. Asta da noutate și nu oricare, ci un PIOLED, adică e mai subțire. La calitate, zero întrebări. Eu mă așteptam la mai puțin, dar avem și suport HDR 10 pe o diagonală de 6,55, o reprezentare a culorilor corectă, imaginea se vede foarte bine, rezoluție Full HD Plus și chiar luminozitate de peste 1000 de niți, 1300 mai exact. Deci, asta este peste oricare alt concurent al său. Pe lângă toate, avem și rata înaltă de refresh la 120 de Hz, o poți seta prestabilit sau pe auto, să treacă de la 60 la 90 la 120, deci totul se mișcă super rapid. Dar o mică problemă, de fapt, de aici se trag mai multe. Pentru mine a fost un șoc să văd că nu avem niciun fel de opțiune pentru Always On Display. Adică cum vine asta? Ai așa un display PIOLED și nu profiți de el? Și mai straniu a fost să aflu că în unele regiuni pe glob telefonul vine cu această opțiune în setări. Eu sper tare mult să corecteze asta cu un update, că e ușor. Căci elementar, când vrei să deblochezi cu fingerprintul, trebuie să aprinzi ecranul. Dar dacă aprinzi deja ecranul, îți pornește deblocarea cu fața care lucrează automat. Asta este o problemă de soft. În general, cu softul acest telefon este o relație de asta de love and hate. Îmi place mult cum arată, că nu este tare intruziv. Îmi place cum sunt aranjate setările, Android-ul stock și tot ce este de la Moto e pus într-un compartiment separat cu toate customizările și scurtăturile lor mișto. Nu trebuie să le cauți prin sistem, absolut tot ce este nou găsești aici. O chestie pe care nu prea am observat-o, tot interface-ul, inclusiv și iconițele, textul din aplicații prestabilit, îmi păreau mult prea mici, trebuie să le măresc sau nu știu, vreun semn din asta că încep să îmbătrânesc și degrabă stau cu fontul ăla mășcat, peste vreo câteva review-uri mă vedeți cu husa aia în formă de cărțulie,
Știi câteva review-uri să fac zoom așa cu două degete. Motorola încă de pe vremuri sunt cunoscuți cu gesturile lor, adică ai făcut așa de două ori și ai aprins lanterna. Ai făcut așa de două ori, ai pornit camera. Ai făcut încă o dată și pornești camera selfie, ai dat așa un swipe și ar trebui să treci în regim split screen, dar iată asta nu lucrează tot timpul. Pe alocuri am senzația că parcă cineva nu și-a dus lucrul până la bun sfârșit. Ok, faza aia cu Always On Display-ul o ignorăm, dar măcar opțiunea de dublu tap să lucreze. Nu, nici mișcarea telefonului nu ajută. Sau încă o chestie stranie. Atunci când vrei să setezi un wallpaper live, din ăsta de-a lor frumușel, frânează animația. Și nu, hardware-ul nu-i de vină. Pur și simplu, parcă cineva a căscat gura la vreo chestie elementară. Uite, așa o relație de love and hate am eu. Sistemul și hardware-ul chiar sunt bune, sunt capabile. Totul rulează foarte rapid. Este nevoie doar de ceva mai multă atenție. Ca procesor aici avem un Snapdragon 695, așa, destul de modest. În schimb, memoria operativă este de 12 GB, iar cea internă de 256. Asta e unica configurație, voi vă dați seama. Și dacă nu-ți ajunge, mai bagă și un card microSD că ai unde. Probabil grămada asta de RAM este și motivul pentru care totul se mișcă atât de sprinten. La o utilizare obișnuită, cu aplicații, chestii, ăsta nu rămâne deloc în urma unui flagship. Dar chiar și la jocuri, fără probleme, am pornit un Call of Duty cu orele și totul a mers la setări ridicate, fără a se încălzi. I-am făcut și un test de throttling, n-ai treabă, nene. La capitolul ăsta, chiar jos pălăria. Camerele aici deja sori, dar nu mai merge nicio șmecherie. Câți megapixeli n-ai băga și câți senzori n-ai înghesui, dacă n-ai bani, n-ai poze wow. Ăsta e așa, ca un fel de testament pentru toate telefoanele. Deci avem un senzor primar de 50 de megapixeli, relativ măricel, și unul de 8 pentru camera cu lentilă ultra-wide. Dar atenție, este cu autofocus și poate face și poze macro. Trecând strict la exemple, hai să nu mă alint, sunt poze ok. Pentru un telefon de banii ăștia, nici n-au de unde să fie wow. Dar atât timp cât este lumina bună, scoți ceva ok. Pe alocuri detaliile sunt cam soft, dar nimic grav, arată relativ bine și la culori. Pentru video am fost surprins că nici măcar nu poți alege rezoluția, ai opțiunea doar Full HD și asta e păcat. La baterie însă ne reapare zâmbetul pe față, pentru că avem o capacitate de 5000 de mAh. Cum spuneam, în cutie găsim și încărcător la 33W, deci ne-am luat de o grijă. Chiar și cu luminozitatea pe maxim, 120 Hz pornit și aproape 2 ore de gaming, am reușit să scot 4 ore jumătate de screen on time și să mai am încă 25% baterie. Deci o zi jumătate din telefonul ăsta scoți în orice scenariu. Dacă nu pornești jocuri, este și mai bine. Dar dacă autonomia este atât de importantă, există și modelul G54. Ăsta în genere vine cu o baterie de 6000 de mAh, are un hardware ceva mai slăbuț, dar în continuare capabil pentru utilizare zilnică și faza interesantă este încă mai ieftin decât G84. Adică nu prea mai știu unde găsești telefoane utilizabile în bugetul ăsta. Deci, pe final, care e verdictul meu? Băi, nu știu, ca hardware, putere, cum se mișcă prin aplicații Motorola G84, n-are concurenți. 300 de euro pentru varianta 12256, display pe OLED, spate din piele, baterie de 5000 de mAh, mini jack, microSD, chiar sună poveste foarte frumoasă. Însă toate chichițele astea mici din soft îmi dezbat toate gândurile bune și mă mai lasă cu picioarele pe pământ. El este tare ușor rezolvabile, dar nu știu de ce am așa un gând că nu o să se rezolve atât de repede. Dar iarăși, revenind la preț, chiar și cu aceste pretenții, nu primești din nicăieri din altă parte, uite așa, combinație de avantaje. În orice caz, prieteni, cam asta a fost totul pentru azi. Vouă, dacă v-a plăcut acest video, neapărat dați un like, secțiunea de comentarii, ca de obicei, este deschisă. Cu voi a fost Vicu. Toate bune!